Pe măsură ce se apropie de finalul epistolei către romani, apostolul Pavel își întreabă destinatarii, evrei și neamuri deopotrivă: vreți să vă alăturați ca să formați împreună un singur trup care să-L laude din toată inima pe Dumnezeu? Până acum, autorul epistolei ne-a oferit partea doctrinară, una măreață. Iată-L punându-o și ajutându-ne să o punem în practică. Neevreilor, El le spune: cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim și studiem, adică Vechiul Testament la vremea aceea, este scris și este valabil și pentru voi, scrie în Roman 15, versetul 4. Dumnezeu dorește atât de mult ca fiecare din voi să cunoașteți persoana și voia Lui din cuvântul Său. La ce vă va ajuta asta? Păi, cuvântul lui Dumnezeu aduce și vă oferă pace, răbdare, mângâiere, călăuzire, speranță. De asemenea, infuzează cu binecuvântări trupul lui Hristos. Și ar fi minunat să ne dorim să fim și noi parte din acest trup. În ce-i privește, atât evreii cât și neamurile erau pe vremuri fiecare pe cont propriu, total separați. Dar acum sunt chemați și pot să fie împreună pentru a-i cânta slavă și glorie aceluiași Dumnezeu. Dumnezeu a dorit dintotdeauna ca neevreii să ajungă să-L cunoască și să-L recunoască pe Iisus Hristos. Citiți în acest sens și Psalmul 18, versetul 49, sau 117, versetul 1, dar și Deuteronomul, capitolul 32, versetul 43, precum și Isaia 11, versetul 10. Câtă mângâiere trebuie că va fi adusă această epistolă către romani destinatarilor ei dintre neamuri atunci când li s-a citit prima oară. Mai cu seamă că în această secțiune finală ni se arată tuturor ceea ce a fost necesar și lor și ne este util și important și nouă, că într-adevăr funcționează această extraordinară ofertă a Harului și a Mântuirii ca să trăiești o viață autentic creștină. Epistola către romani nu doar că ne asigură că da, e validă și valabilă, dar ne și ajută să ne înrădăcinăm în ea și să creștem în viața de credință. Pavel va încheia partea de învățătură a scrisorii către biserica și credincioșii din Roma cu această minunată benedicție din versetul 13 din Roman 15: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Ați putut reține noul nume atribuit lui Dumnezeu? El este numit Dumnezeul nădejdii, care dorește să-i umple pe toți cei ce cred cu bucurie și pace. Iată ce face și ce vrea cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare credincios. Ne întărește în credință și ne conferă pace și bucurie. Înțelegerea epistolei către romani este o parte esențială a creșterii fiecărui creștin, care ar trebui să facă un efort nu doar să citească, ci să-și înțeleagă și să cunoască bine această scriere, pentru că e una dintre cele în măsură să-l stabilizeze pe credincios în credință. Apostolul este extrem de atent, de cald și de umil în îndemnurile finale din această epistolă. El adaugă aici câteva mențiuni și note personale. După ce le vorbise cu atâta putere și îndrăzneală, clar și răspicat, despre păcat și mântuire, acum adaugă și câteva gânduri calde prietenilor săi pe care nădăjduia să-i poată revedea curând. Așa cum nădăjduiesc că ne vom reauzi și noi data viitoare, să constatăm împreună despre ce este vorba.